Vă salut pasionați sporturilor extreme și nu numai. Astăzi o să mergem la o plimbare un pic mai scurtă, mai extremă. Practic mergem pe traseul de la Handăul. Facem o coborâre mai agresivă și după aia o urcare. Sper să mă țină bateria, pentru că nu am numai vreo 20% baterie și să sperăm că ține. Mă duc cu băieții, eu mai fost zilele trecute, cam știu. E undeva la 10 dimineața, vremea destul de rece, dar ne încălzim pe ATV. Benzină mai avem. Totul e în regulă. În momentul în care o să se oprească camera, e clar, nu mai am baterie. Sper să prind cât mai mult din traseu. Nici băieții nu mai știu exact traseul, că cred că a fost de vreo 2-3 ori de aici. Și destul de nasol, mai ales că acum a plouat, e umedă iarba. E cam nasol traseu, dar ne distrăm un pic. Am mai coborât pe aici cu un cross, cu un Fantic de 250, dar urcarea n-am mai reușit să o fac, că n-am mai știut exact drumul. O motocicletă interesantă. Păstrez un pic de spațiu să știu sigur că merg ok băieții și să n-avem surprize că trebuie să întoarcem, că e cam nasol să întorci. Mamă, vedeți ce frână de motor puternic are. Deci, panta e abruptă, dar efectiv doar în frână de motor o țin. Foarte fain, sălbatic, câteva obstacole, dar pe total e foarte fain. Acolo undeva mai jos e destul de abrupt. Și aici e destul de abrupt, nu pot să zic că nu e. Dar e totuși destul de decent aici. Oba! Chiar un traseu fain, mai sălbatic, așa. După cum vă spuneam, a fost într-un an traseu de test la Handăulf. Cei care ați concurat îl știți. Deci nu e un traseu de începători. Chiar e un traseu extrem. Jos în vale e o urcare nasoală. Și să sperăm că reușim să o facem. Azi noapte am coborât, tot așa am făcut un așa zis pariu și am am făcut un mic pariu undeva pe la 11 noaptea. Ce făceam? Filmam prin pădure. Filmam și eu. Eram pe jos prin pădure. Asta am făcut-o pe jos noaptea. Vă dați seama, n-am văzut nimic. Absolut nimic.
Acum chiar e ok. Opa! Opa, opa! După cum vă ziceam, e destul de alunecos. Eu am și apărătorile astea de noroi și automat e mult mai ieșit în afară. E mult mai ieșit în afară ca arena și după cum vedeți aici un pic s-a crăpat. Da. Astea sunt riscurile. O să încerc și eu pe aici. Tot ok. Trebuie să faci câteva manevre, că e tot așa la limită. E foarte strâmt. Practic de aici începe aventura. Aici avem deja coborârea mai mare, mai abruptă. Băieții au ATV-urile echipate, mai serios, mai lăsate. Eu practic îți cu CF Moto standard, ca să înțelegeți. CF Moto standard și doar suspensiile le-am schimbat. Băieții au lăsat ATV-urile jos. Au altceva. Contează mult în traseele astea să ai ATV-ul cât mai jos lăsat și cât mai lat. Vă dați seama că fiecare centimetru contează în asemenea situații. Dar asta e. Avantajul mai mare ar fi că în momentul în care intri în roaie mai adânci, nu rămâi suspendat. Și având în vedere că 80% din 90, cred că, din timp fac trasee decente, normale, care nu e nicio problemă. Voi nu mai coborât. Nu mai dizi la în spate măcar. Nu, veniți să mă țin. Aici e chiar nasol. Și pe aici trebuie să și urcăm. E bun. Lasă. Ce? De ce? Nu te grăbi. Calm. Calm și cu talent, a? Poziționează-te încet. Vezi că ești atât. Acolo deja nu mai ținea frâna, mergea în gol. Șansele să urcăm pe aici sunt mici, pentru că chiar e nașpa, e ud. Nu știu când s-a făcut traseul, testul, dacă era în halul ăsta traseul, dar acum e nasol, îlioarcă, plin de mol. Plin de noroi de ăsta frunos. Hai că fac un test. Ha? O,
oricum... Deci acolo stai, trebuie să ai grijă acolo că ai un ciot și aici am blană. Și acolo, ia ciotul, băgați ceva măcar sub ciotul ăla. Hai să mă, treci, treci. Încet, 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 încet. E tare lumea. E pe frână. N-am ce mai încet. Știi? Tot. Cum? Dreaptă, dreaptă, dreaptă. Bun, o să pornesc filmarea în momentul în care fac urcarea complet. Thank you.